Bună ziua, stimați colegi! Sunteți convocați astăzi în o ședință de îndată. Prin dispoziția numărul 335, în 22-a 3-a 17, a primarului municipiului Roman. Văd că sunt în sală 17 consilieri din 20. Ședința este statutară. Această ședință de îndată are o ordine de zi cu un singur proiect. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cu un singur proiect, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc! Și să dăm citire acestui proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația Terra Millennium 3 la proiectul creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF în vederea accesării fondurilor aferente programului operațional Capacitatea Administrativă, cererea de proiecte CP4 din 2017, sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai defavorizate, cât și din regiunile mai puțin defavorizate, să introducă managementul calității în concordanță cu planul de acțiuni pentru implementare etapizată a managementului calității și autorității în instituțiile publice 2016-2020. Un titlu mai lung. Avizele, Comisia de Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 18, da? Participă la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu număr de 18 voturi. Mulțumim pentru participare. Ședința se închide. Da, vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați venit în această ședință de dată. Practic este un proiect cu finanțare europeană. Mâine dimineață vom pleca la București să le depunem. Termenul limită este mâine la ora 12. De aceea vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv la această ședință. Discutăm practic de trecerea pe sistemul nou de management al calității, de la ISO 9001, cel aplicabil în 2008, la cel care se va aplica din septembrie 2018, de asemenea ISO 9001-2015. Vă mulțumesc mult!